Înainte să începem, haideți să-i facem o scurtă promovare lui ADV FIFA, jucător de elit, streamer foarte activ, după cum vedeți a pus 3 clipuri în ultima zi. Custom Tactics, Weekend League Rewards, vedem și SBC-uri, chiar și reacții a Nicolae Stanciu și așa mai departe, review la Mahrez. Are 5615 abonați, hai să vedem. Aproape imediat face și el 1.000.000 de vizualizări. Are frumos aici și o descriere, playlist-uri. Cum ziceam, e activ, fraților, face live destul de des. Deci a făcut 2 live-uri ieri, foarte activ. Aveți, frate, dacă vreți să învățați, fraților, dacă vreți să învățați FIFA, trebuie să urmăriți cât mai mult streamerii care joacă bine, joacă mai bine decât mine, atâta timp cât face Elite, Elite 2, cred că și Elite 1, nu știu dacă a scos Elite 1. Da, dacă vă regăsiți, treceți pe canalul lui, aveți link în descriere, abonați-vă și de ce nu urmăriți-l, dați-i și un follow pe unde mai îl găsiți, pe Facebook, pe Instagram, văd aici link-uri și butonașul de like plus clopoțel, nu? Hai să vedem. Deja nu mai am răbdare. Vreau să iau ceva bun. Vreau să am. Cum ar fi un Ronaldo? Ronaldo, frate, cum ar fi? I-am dat. I-am dat și avem așa. N-avem niciunul, mă. Din păcate. Să ne zici ce vrei. Andrew. Eu zic să-ți iei super sabul ăsta. 4x4. Arată marfă. Da, nu i-a dat, mă. Bine, n-avea garantat unul. Hai, ultimul mega shit workout. Oh, albastru, am zis. Ronaldo, nu-i poate să fie Ronaldo. Brazilia. Ederson. 8-6. Dacă dă Radu gol dintr-o degajare de-alea, de-aia, nu? Încă 14. Și trecem pe contul. Oh, și Vițel. Ai un pachet frumos. Hai că ți-am luat Ardei. Nu cunosc povestea mea. Full Champions, vă arăt cum am terminat. Am 2 picuri, un rare gold pack, 2 rare mega pack-uri, 45.000, Kid S. Hai mă, încă 4. Vreau să văd încă 4 oameni frumoși. Dar cum ar fi să... Uite, ocazie mare, gol România! Bravo vouă, bă! Bă mă, ceva ok, mă. Dacă mi-ar da Van Dijk, ar fi senzație. Hai să vedem ce avem. Qualiarella. Și eu îl mai am pe Qualiarella. Vă vine să credeți, mă? Îți dă Qualiarella și eu mai am Qualiarella, mă. Hai, o să luăm Qualiarella. Îl băgăm la SBC. Mai am variant albastră. E Virgil acolo. Nu e, mă, nimic. E tot vreo. Să nu cumva să ne dea dublură la Qualiarella. Hai, ce e aia, nu mă mai interesează. V-am zis? Băi, v-am zis? V-am zis că e dublura la Qualiarella sau nu v-am zis? Dă-l în pula mea de joc. Dă-l în pula mea de joc. E penibil, bă. E penibil, vă zic. N-ai cum. N-ai cum așa ceva, fratele meu. Asta e bătaie de joc, mă, frate. Cam asta a fost, mă, și aventura noastră. Cam asta a fost și aventura noastră, visam la Van Dijk, Ronaldo, nu, frate, noi avem interzis. Ia uite-i, ce frumos arată, nu? Aproape gol România, Din asta n-am așteptări niciodată, totuși dă bord, incredibil. Croația. Îl dă pe Kovacic. Eic și o grămadă de bășini. Rare players, deschidem rare mega pack. Ăla din mijloc nu-l deschidem, deci deschidem dreapta întâi și în stânga. Un knockout, își cer, mă, nu mai mult. Bineînțeles că nu ne poate, da. Am înțeles. Thorgan Hazard. Intră Florinela.
Hai că ăsta intră cu o manjinetă. Hai mă, knockout, orice 8-6. Am înțeles, gata, am înțeles. N-are rost, frate. 8-3, mersi frumos.